Salutare tuturor și bine v-am regăsit, dragilor, la un nou videoclip. Astăzi urmează să mi protejez plantele din seră, pentru că afară nu mai țin nimic. Și vă spuneam în videoclipul trecut că pentru a combate ploșnița în mod deosebit, nu prea am găsit soluții naturale, în afară de colectarea manuală și necarea lor în soluție de apă cu săpun. Totuși, nu pot să stau toată ziua să stau să le vânez. M-am decis să mi protejez atât cât pot toate intrările în seră, la ferestre, la ușă. Ideal ar fi fost, bineînțeles, o plasă anti-insecte, pentru că există plasă anti-insecte. Dar mai este foarte puțin până la sfârșitul sezonului agricol. Am zis că nu are sens să mi cumpăr acum plasa anti-insecte, ci mai degrabă anul viitor. Totuși, ca și protecție, m-am gândit să mi izolez toate intrările cu ce am la îndemână, și anume folia grill. Folia grill se folosește, bineînțeles, iarna contra înghețurilor, dar de acum se răcorește afară și cred că e o soluție cât de cât provizorie pentru astea 2 luni cât am mai rămas din acest sezon agricol, să-mi protejez intrările, să nu mai intre ploșnițele și alte insecte dăunătoare. Pur și simplu o să prind cu niște ace. Eu am aici, am pregătit o punguță cu ace sau cârlige de rufe. Și îmi prind atât cât pot. Bineînțeles, nu o să izolez chiar tot, pentru că este foarte dificil să izolez cu folia grill, dar cât de cât mai împiedic ca ploșnițele să zboare și să intre aici la plantele mele. Mai am câteva, mai am roșii, mai am castraveți, mai am ardei care i-am transplantat și ardei care i-am avut plantați de la începutul sezonului agricol, dar și ardei pe care i-am transplantat din grădină aici s-au prins, și gogoșarii și ardei grași, din fericire, și deci mai am ce să protejez aici în seră.